pus un proces formal fără finalitate juridică? Fără finalitate juridică, în sensul că la un moment dat s-a considerat în spațiu public că deputații și senatorii nu trebuiau să-și angajeze rude. În cazul nostru, angajarea s-a făcut când legea permitea acest lucru, legea care a interzis angajarea s-a votat în 2013, ori contractul nostru a fost până în 2012, în condițiile unei, îi zicem noi, vânători de vrăjitoare, pe care a făcut-o ani și asemenea aspecte s-au discutat în spațiu public. Nu totdeauna au fost acțiuni convingătoare și nu totdeauna se îndreaptă împotriva adevăratelor cauze de incompatibilitate și de conflict de interese. Și aici fac o paranteză. Eu am considerație pentru existența ANI ca instituție, dar nu pot avea considerație pentru nicio instituție care, în loc să lovească în esența fenomenului pe care trebuie să-l corecteze, își caută activități formale. Un exemplu fiind și procesul DAS și REIAU. Deci a existat o acțiune în contencios administrativ, s-a constatat că parlamentarul n-ar fi respectat legea, nu intru în amănunte. Și s-a cerut anularea contractului de muncă al fetiței domnului deputat. Și acel proces s-a terminat. Procesul s-a încheiat, deputatul și-a primit sancțiunea disciplinară, probabil că voind să-și facă activitate, altfel nu-mi explic, dumnealor s-au prevalat de un text pe care nici pe l-am luat citit atent și care spune că dacă este cazul să face și acțiunea în anularea actului, asta ce înseamnă? Că dacă o primărie sau un consiliu județean pe bază, sau un minister pe baza unui conflict de interese, în urma unui conflict de interese, face un contract de prestări, acordă o licitație preferențială sau orice alt abuz care continuă, atunci este cazul să intervii și să anulești actul, adică nu rămâne sancțiunea platonică aia disciplinară care a fost. E vinovat demnitarul că a cauzat, a generat un act care, cum spuneam, produce efecte. În continuare, acele efecte trebuie curmate. În cazul de față, însă, care e situația? Actul nu mai există încă de dinainte de constatare. Repet, actul a încetat pe 12 septembrie 2012, legea s-a modificat în 7 iulie 2013, actul dumnealor de constatare a rămas definitiv în 2014, în 2015, scuzați, în 2015, în aprilie. Totul era mort, să trezesc în octombrie să mai facă ceva, și anume ai și acțiunea de anulare a contractului care e de mult în arhivă. Care ce efect ar avea? Ar putea emite pretenții financiare, rambursare de... Nu poate să, pe atunci emite și partea pretenții financiare să-i se plătească munca de către Camera Deputaților. Convine statului așa ceva? Munca a fost depusă, ea a lucrat. Că se poate discuta sau nu se poate discuta de ce a lucrat, asta e altceva, dar până una alta prestația există, banii sunt dați, ăștia nu mai pot fi luați înapoi. Agenția a intervenit și în alte cazuri pentru anularea acestor acte? Știm, nu, bâșbuie, cred că e un caz experimentat, sau poate să mai fie unul, două. Cazuri de asemenea, așa zis, conflict de interese, am cunoscut, eu personal am cunoscut vreo 20, pentru că a fost un fenomen de masă, tocmai datorită faptului că nu exista prevedere legală. Și la nivelul organismelor abilitate ale Camerei Deputaților, s-a făcut prin, când a fost Comisia de Statut, în 2009 sau 2010? Comisia de Statut, când avea hotărârea? În 2013, înainte, 2010. Octombrie 2010. Deci dânsii au consultat pentru că începuseră rumori. E bine sau nu e bine? Și a făcut o ședință specială cu o hotărâre publicată în Monitor Oficial, deci o fază lege. Comisia de Statut a celor două camere reunite, Comisia de Statut reunită, au voie parlamentarii să angajeze rude sau nu? La cabinetele parlamentare, care nu emit acte, nu rezolvă drepturi, îl, scuzați cuvântul, slujesc pe parlamentar, atâta. Și atunci e normal să spui slujitor pe cineva apropiat și în care ai încredere. Nu se poate discuta de concursuri, nu se poate discuta
de deschis la piața muncii, în primul rând că trebuie să-ți aduci acolo pe cineva fidel. Și personal, dar în orice caz politic. Nu o să ții la cabinetul parlamentar un adversar politic. Deci e un regim aparte. E, s-a trecut peste toate astea, repet, a fost un anume curent. Poate că e justificat la nivelul politic înalt, nu asta discutăm, dar ce ține de domeniul trecutului, ce s-a făcut acum, s-a făcut un fel de a te afla în treabă. Un fel de a te afla în treabă. Dânsul nu mai are ce consecințe să suporte banii, repet, dacă i-ar fi luat, să zicem, până absurd înapoi, dar nu vedem cine, că instanțe, nici măcar instanțe astea, nu i s-a cerut să dea bani înapoi și nu poate. Atunci ar însemna că se cheamă în judecată Camera Deputaților și banii pe care i-a plătit el din drepturile lui, pentru că ăsta e regimul, din suma forfetară, în loc să fie plătiți din suma forfetară, să fie plătiți din bugetul care are. Maestre, pe de altă parte, s-au dat foarte multe sancțiuni, contencios, civil, chiar și penal, și totuși avem parlamentari sancționați care sunt în continuare în exercițiu de ales. Până la sfârșitul mandatului. După deci după aceea nu vor mai putea fi aleși într-un mandat. Da. Care mai sunt. Da, așa este. În măsura în care instanțele au pronunțat și această hotărâre sau conform legii incompatibilității timp de 3 ani. S-au pronunțat să nu-și pierd drepturi politice. Bun, aia e una, dar legea incompatibilității prevede că dacă te constată într-o incompatibilitate sau conflict de interese, 3 ani, cred, dacă vreți, mă uit în lege, nu știu, pe din afară, nu mai poți ocupa funcții de aceeași natură. Asta e separat de ce pronunțe asta în țară. Mulțumim foarte mult!